Bună ziua și bine am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, mă, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Te rog să vezi ce... Determinați numărul rațional x, știind că media aritmetică ponderată a numerelor 2, 4, 6 și x cu ponderile 9, 7 și 5, respectiv 3, este egală cu 4,1 și 6 în perioadă. Deci ce trebuie să aflu și eu? Că nu știu ce înseamnă media ponderată. Eu nu știu. M-ai ajuns tu? Da. Deci media aritmetică știu ce înseamnă. Deci dacă sunt date și faci la clasă, când zici și ne facem media, da, adunăm notele, da, și împărțim la... La ce? Câte note avem. La câte note avem. Deci, media aritmetică este egală cu a... E numere, să zic, nu știu da. Câte nu. Mai întâi a două numere, a zis, și mai unul plus a doi. Supra 2. Supra 2. Asta e media aritmetică a numerelor, a căror numere? A 1, a 2. Deci la 2 și 2 și împărțim la câte sunt da. Dacă sunt 3. Păi e a 1 plus a 2. Deci dacă e vorba de media de aritmetică a numerelor a 1, a 2, a 3, da? A 1, a 2, a 3, așa. Totul supra 3. Înseamnă, de fapt, a 1 plus a 2 plus a 3, totul supra 3. Asta e media aritmetică a celor 3 numere. Dar dacă numărul a 1 s-a repetat de 2 ori, dacă s-a repetat de 2 ori, cum ar trebui să zicem? A ori ca 1. Deci, dacă s-a repetat de 2 ori, ar trebui să zicem media aritmetică a numelor care este a 1, iar a 1, a 2, a 3, nu? Da. Sunt 4 de data asta. Deci eu o să spun că media aritmetică a lor este a 1 plus a 1, nu? Da. Trebuie să adun a 1 plus a 1 plus a 2 plus a 3, totul supra cât acum? Totul supra 4 plus a 1. De ce 4? Nu, supra 1. De ce supra 1? Păi câte sunt acum? 4. Supra 4. Nu? Supra 4. Altfel spus, aș zice de 2 ori a 1, 2 a 1, de 2 ori a 1, plus a 3, plus a 4, supra 2 ori 2, că e a 1 de 2 ori, 2 ori 2, plus 2. 1 și plus 1, deci plus 2. Deci 2, nu, de 2 ori a 1, deci de 2 ori 1 plus 2, corect, așa este, da? 2 ori 1 plus 2 și face 4. Deci, dacă s-ar fi repetat așa, hai să ne închipuim că a 1 ar fi fost media aritmetică, a lui a 1 de 3 ori, a lui a 2 de 5 ori și a lui a 4 de... a lui a 3 de 6 ori. Păi care am scris a 1 plus a 2 plus... Nu, fac 3 ori a 1 plus a, 5 ori, 3 ori a 1. Deci 3 ori a 1 plus de plus 5 ori... de 5 ori a 2, da, plus de 6 ori a 3. 6 ori a 3 supra... o să facem 3 plus 5 plus 6. Vezi? 3 plus 5 plus 6. Că ăsta e de 3 ori, cum a fost aici de 2 ori, da? Acum e de 3 ori. 3 plus 5 plus 6. Deci așa asta ar fi... Așa sunt ponderi. Așa, pondere înseamnă de câte ori apare. De care da. E ponderea lui A1? De câte ori este prezent în media aceea? E de 3 ori A1, dar A2, de 5 ori, dar la 6. 6 ori. Supra suma ponderilor respective, nu? 3 plus 5 plus 6. E, aceasta pare să fie media ponderată. Da. Cum ți-e s-a dat ție la clasă? Acum,
ca definiție, să văd dacă... Media ponderată. Egal, A ori K1 plus A2 ori K2 plus puncte puncte plus AN ori KN supra K1 plus K2 plus puncte puncte KN. Da, mă. Dar s-a plecat invers. S-a dat o formulă. Formulă, da. Dar n-ai înțeles în intimitate așa cum, de ce lucrează așa. Eu, uite cum am plecat eu. Păi eu ți-am arătat ce înseamnă media aritmetică. A două, a trei numere. Dar am zis asta să fie de două ori. Când am zis de două ori, tu practic ai înțeles A1, A1, A2, A3, da? Sunt patru. Și acum sunt patru termeni. De ce împărțim la patru? Dar patru ăsta înseamnă de două ori că a apărut. Ăla. Da. Și plus 2 pentru e 1 plus 1. Da. Da? Ca să înțelegem bine. Și acum când am făcut încă un pas și am spus media aritmetică a trei numere, A1, A2, A3, dar care înseamnă așa, primul de trei ori, al doilea de 5 și al doilea de 6, tu ai înțeles bine că în loc să scriu A1, A1 plus A1 de 3 ori, 3 ori A1, în loc să scriu de A2 5. Plus A2 de 5 ori, 5 A2 și 6 A3, în loc să scriu de 6 ori. Și sigur, suma, câte numere sunt acolo? Sunt 3, 5 și 6. De ce așa gândim? Acum, formula ta este clar acum, nu? Deci că spune așa, dacă am mai multe numere, A1 de K1 ori parte. Da. Cum ai zis? Am scris A1 ori K2. Nu, nu. Ori A1 ori punct K1. Da, dar asta trebuie să înțelegi. K1 ăsta este de câte ori ponderea lui da. În medie, da? Deci A1 de K2, A1 de K1, A2 de K2 ori, da. A3 de K3 și așa mai departe, AN, parcă ai zis, nu? De KN. Și atunci media, media ponderată, ponderată a numerelor A1, A2, A3, AN care apar, K1, K3, K3, este asta. Cum facem legătura K1 ori A1, A1. Deci K1 ori A1 plus K2 ori A2, ori A2. Plus puncte, puncte, plus KN plus ori AN supra K1 plus K2 vezi? K1 plus K2 plus puncte, puncte, plus KN. Deci un copil care căruia să predă, predă așa intră frumos în probleme, dar dacă tu l-ai lovit cu problema asta ca formulă și ca 1 A1 ce de nu știu, dar trebuie să înțeleagă de la plecând la media aritmetică și acum A1 de atâtea ori repet, deci de aceea când nu o să scriu A1 plus A1 plus A1 de K1 ori zic 3 ori A1 aici sau K1 ori A1 pe al doilea, în loc să scriu A2 plus A2 plus nu știu câte ori zic K2 că apare de K2 ori cum se întâmplă la noi de 5 ori și de aceea le adun 3 și cu 5 și cu 6 K1 plus K2 plus K1 dar dragilor, deci este media aritmetică, dar fiindcă se repetă, am avut grijă să dispună în felul acesta, da? Ca unul era unul, plus ca doi era plus ca el era. Acum că am înțeles formula, da, așa trebuie înțeles. Facem și noi eforturi. Eu nu știam formula asta, dar mi-am amintit-o acum, vezi? Cu multă grijă. Puteam să încep și eu, vezi? Știi că media ponderată este așa. Dar atunci tu te-ai fi spus, nu, ca la clasă. Exact ca la clasă, nu ca la profesor. Asta era ideea. Te rog. Ai spus așa, media ponderată. Determinați numărul rațional X, știind că media aritmetică ponderată a numerelor 2, 4, 6 și X. Deci media ponderată, media aritmetică, hai să spun, aritmetică ponderată. Ponderată a numerelor căror numere? 2, 4, 6 și X. 2, 4, 6 și X. Cu ponderile 9, 7, 5. Uite, am să spun ponderile 9. 7, 5, respectiv 3, respectiv 3, este egală cu 4,1, 6 în perioadă. 4,1, 6 în perioadă. Așa este media ponderată. Și pentru să mă notează cu M, A, P. M, A, P. Așa, așa facem noi. Ca să ne cinem. Mă, B. M, B, da. M, B.
pur și simplu. Așa. Media, așa. Hai să mergem așa cum zice autor. Media, și e corect să fie media aritmetică ponderată. Păi da, media aritmetică e M-A. Da, fiind apare o singură dată. Cele ponderate, clar că din cauza că apare ăsta, de 2 ăsta, de 9 ori, de 7 ori, de ce vorbim de media ponderată? Bun. Și atunci, echivalent cu, spune-mi tu, de aici în formă, de gestul, te rog. 2 ori 9. Deci, înseamnă că 2 ori 9 plus... Plus 4 ori 7. Da, plus... Plus 6 ori 5. 6 ori 5, plus... Plus 3 ori X. 3 ori X. Supra. Așa, totul supra. 9. Da. Plus 7. Da. Plus 5. Plus 5. Plus 3. Plus 3 este egal cu... Este egal cu... 18. Deci egal cu transformăm, da? Da, cu 2 ori 9. A, nu. A, egal. Egal cu, să scrie echivalent pe urmă. Deci media egală cu, acum e echivalentă cu, să transformăm. Egal de cu 400, stați puțin, 416 minus 41. Așa, bine, deci 416 minus 41 supra. Supra. 90. Supra 90. 90. Și echivalent, de aici spunem echivalent, egalitatea asta îți transcrim. 18. Deci 18 plus... 18 plus 28. Așa. Plus 30. Da. Plus 3x. 3x. Totul supra. Totul supra. 26. Totul supra? 26. Bine, nu? Nu. 10. Uite, nu, 10. 24. Totul pe 24. Este egal cu? Este egal cu 375. Da? Scădem acolo 1 din 6, 5. 4 din 11, 7. 375. A, da. Da? Totul supra 90. Nu ne place fracția asta. Da, simplificăm prin 5. Prin 5, sigur că da. Și egal mai departe cu... Și este egal mai departe cu 37 din 5 de 7 ori. Deci 7. 7. 75. 75 supra? Supra... O dată. Bine, 4, 18. 18. Ce facem? O lăsăm așa? Stați puțin. 9, este ireductibilă? 7 cu 5, nu. 7. Da, prin 3. Prin 3? Deci nu este ireductibil, este reductibil. Nu, este reductibil. Este reductibil. Așa, prin 3 și va fi egal cu? 2. 2. 5, 25. Da, 25 pe? 25 pe 6. Cu 6. Asta este ireductibilă, da, da. Nu mai am ce face. Echivalent cu, scrim de nou ce avem. 30 plus 28, 58 plus 18, 76. Da, 76 plus... Plus 3x. Exact. Supra 24. Supra 24, egal cu... 25. 25 pe 6. Pe 6. Ia să vedem vreo idee. Putem să aducem acea ajutorul și dar numele mari. Noi nu ne repezim în calcul și vedem să facem treaba încât să ne fie cât mai ușor. Păi poți să aduc la aceeași mișor și mai ușor. Așa ți se pare ție, da? Plusul ăsta, plusul ăsta. Nu. Bine, da. Mitorul comun, poți să gândești și așa. Pe a doua am înțeles cu 4. Da. Și o să am 7, 6 plus 3. Deci cu 4, da? Da. Ți se pare ușor. Ca să fii numitorul care, practic, fracția asta o duci la 100 pe 24. Da. Da. Și ai aceeași numitor și vreau să la numitor. Da. Deci, echivalent cu a spune, te rog. 76 plus 3x egal cu 100. 100, corect. Scad 76. Da. Și 3x este egal cu? Este egal cu 24. Egal cu 24. Adică și x egal 8.
x egal cu 8 și terminat problema. Deci, hai să vedem încă o dată. Esențial a fost să știți ce înseamnă media ponderată, după care imediat am format această relație. Două lucruri. Media ponderată, să știți, transform numărul periodic. De care este asta? Periodic? Periodic mix. Mix în fracții ordinare, da? Să știți să transform. După care, îndată egalitatea asta avută, să ne fie limpede. Nu vrem să lucrăm cu fracții reductibile. Da, reductibile. Deci numai ireductibile. Ca să avem numere cât mai mici. Abia când ai dus la 25 pe 6 te oprești. Iar aici a fost bună ideea să ai același numitor, două fracții egale, dacă ai același numitor, numărătorii sunt egali. Și treaba a mers foarte bine. Eu mă gândeam să împărțim totul printr-un 6, că 24 și 6 se împart la numitorii ăștia printr-un 6. Printr-un 6. Și aici rămâne 4. E de parcă cum am amplificat cu 4 aici, că tot trebuie să facem amplificarea asta. Deci n-a fost grozavă ideea mea, ci mai degrabă ideea ta că ai amplificat cu 4 ca să te duci acolo, că tot acolo ajungeam, nu puteam să evit. Da? E limpede. Asta, așa trebuia gândit. Așa că ne ducem mai departe la al doilea exercițiu. Da? Da. Deci am făcut și aceste exercițiuri. Am rămas de aici cu definiția clară a medii ponderate, nu ca o formulă, exact. Nu a visat oricineva, da, ci ea vine din posta medie, nu? Numai ca apără asta de 3 ori și al de 7 ori și ca să nu scrii de 3 ori, de 7 ori, este un fel de medie aritmetică scrisă într-un alt mod, da? Și ponderile, adică de câte ori se repetă la... Asta vrea să spun. Calculați media clasei știind că elevii au obținut medii generale. Îmi dă un tabel. Număr de elevi. 2 elevi au media generală 7,25. Deci 2 elevi 7,25. 7,25. 6 elevi 8,33. 8,33. 10 elevi 8,75. 8,75. 4 elevi 9,5 și 3 elevi 9,67. 9,67. Calculați media clasei. Exact. Să vedem media clasei respective. Deci, 2 e atât, 6 atât, 10 atât, 4 atât. Păi scriem 2 ori 7,25. Deci e vorba de media ponderată. Ponderată. Da? Da, sigur că da. Deci media aritmetică ponderată, care de fapt e media clasă. Da. Da? Subînțeles. Înseamnă 2 egală... 2 ori 7,25 da. Plus 6 ori 8,33 da. Plus 10 ori 8,75 4 ori 9,5 plus 9,5. 3 ori 9,63 9,63 da? 9,67 mi-ai zis, pași. 67. 9,67. Mai vedem o dată ca să-mi greșim. 2, 7, 25, 6, 8, 3, 10, 8, 7, 5, 4, 9, 5, 3, 9, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
25. Ca să nu pierdem timp, te rog să ne arăți. Deci faci aici câteodată. Vine 14,50. 14,50. 14,5. 33 ori 6. 49,98. 49,98. Da. Plus 87,5. 38. Plus 38. Plus numărul de care de cu virgulă. 29,01. Totul supra 25. Da.
și este egal. Bine, 14,5 cu 29,99 supra 25. 218,99 supra 25. Așa, deci împărțim. 8, păi vine 2,1800. Deci, dacă 200 ar fi împărțat 25, merge de 8 ori. Da, 8,7596. Acesta ar fi, asta ar fi media clasei. 8,75, aproape 8,76, că 96 sunt aici miimi, nu? Da, da. Zecimi, sutimi, miimi, zecimi de miimi. Deci ne apropiem de 8,76. O clasă bună, am spune noi, da, în da. Condițiile astea. Apoi au ăsta 10, dar cred că nu se pare chiar. Să analizezi un grafic, câți elevi au obținut nota 7 la teze, să vede la intersecția aceea acolo. Dacă nu ți-e clar, discutăm. Câți elevi? 7, 7, 7, 7, da? Deci, nu știu, e ăsta. Deci la intersecție, pe orizontală, diagonală și de da. Zisa. Mergem în jos. Te rog. Matei are într-un vas 12 litri de apă la temperatura de 35 de grade Celsius. 12 litri. De apă. Da. La temperatura de 35 de grade Celsius. Peste care toarnă 18 litri 35 de grade. Grade. Așa, Celsius, da. Peste care toarnă 18 litri de apă la temperatura de 55 de grade. La 55 de grade. Calculați temperatura amestecului. Păi un litru e 55 de grade? Nu. Apa care o toarnă peste 12 litri de apă. Păi adun litri. Deci, Matei, are într-un vas 12 litri de apă. 35 de grade. La temperatura de 35 de grade. Peste care toarnă 18 litri de apă la temperatura de 55 de grade. Calculați temperatura amestecului. 90 de grade? Cum ai zis 90 de grade? Păi adun 18 cu 12. Și îmi dă 24 de litri. Așa. 24 de litri au 90 de grade Celsius. Deci 24 de litri au 90 de grade Celsius. Celsius. Păi tu crezi că dacă pui 12 litri de apă cu 35 și 18 litri de apă cu 55, să fierbe apa, s-a dus la 90 de grade? Deci vezi că nu pare a fi. Deci deja are 35. Da. Ce e 12 iar, litri? Da. Iar când mai turnăm, nu se încălzește. Păi se încălzește, păi, dar din aia 50, iar 55 aia 18. Așa, fenomenul, cum îl vezi tu așa, practic? Văr sabă și încep să ia saburi. Stai să vedem dacă fenomenul ăsta poate să fie adevărat. Deci punând, mai, pe total, apa va scădea ca temperatură? Tu spui că crește foarte mult. Da. Va scădea sau va crește? Va fi toată apa la 55 de grade? S-ar putea. Deci dacă îi pui peste 18 litri, mai pui alți 12 mai rece, că e mai rece un pic față de apa 35, care e la 35. Da. Punând peste apa caldă care e de 55 de grade, pui pe asta de încă 35 de grade. De grade, mai pui alți 18 litri, alți 12 litri de 35, tu crezi că în final apa toată care va rezulta acești câți litri, asta toată? 30 de litri. Așa, nu, 30 de litri. 55 de grade. O să rămân la 55? Păi mă gândesc că dacă adun apă rece la apă caldă, adică mă gândesc că la 35 de grade nu o să aibă niciun efect. Deci, practic, faci acasă, uite, ai un pahar cu apă,
rece. Da. Și pui un alt pahar cu apă caldă. Și pui într-un alt vas de răstoarne acolo. Crezi tu că ce se întâmplă? Va fi toată apă, clocotește apa și sar vaporii? Mai rece. Va fi o medie așa, nu? Cam așa trebuie să fie, o medie. Acum depinde și de câtă apă ai pus la 55, depinde și câtă apă era la 12. Deci nu va fi toată de 55 ca și compoziție. Nici nu va rămâne la 35. E clar, va crește. Va crește ceva, dar nu va depăși pe 55 de grade. A. Păi nu, poate să depășească. Mai vine apă rece cei 12 litri. Poți fac 12 ori 35. 12 ori 35. Plus 18 ori 55. 18 ori 90. Supra? Da, 90. Mm-hmm. A, nu, pe mine mă interesează câți litri am. Supra 30. Supra 30, nu? Da. Și acolo ne vom da seama de medii. Dacă așez, dar tu anticipezi să fie cei 30 de litri, la ce temperatură, așa, ca după ideea ta, așa, după ce simțim noi, din punct de vedere practic, fenomen fizic. Pa. Deci nici 55, nici 35. Jur de 40, 40 și... Da, la ceva, mijloc. Pe la mijloc, pe acolo, între aceste două valori. Da? Da? Între aceste două valori. Nu credeam că urcă la 90 de grade. Păi, uite, fie, nu cumva ai aruncat vorba fără să o analizezi foarte bine? Ești de acord acum cu mine? Da. Deci, așa trebuie să gândim în fața unei probleme. Dacă nu ne dă răspunsul ăsta, înseamnă că iar am greșit ceva. Ei, vezi, dacă fenomenul l-ai priceput bine, înseamnă că tu poți să spui așa, în clipa asta, am înțeles că trebuie să am și simțul practic. Altfel spus, dacă un litru de apă de 35, un alt litru de apă de 55 amestecăm, care e media? La ce temperatură? Mergem pe chestia asta. Deci am avea un litru, la cât? La 35. De grade. Și un alt litru la 55 de grade. Nu, nu. Litru. Dacă am avea un litru la 35 de grade și celălalt litru la 55 de grade, care ar fi temperatura amestecului? 90 supra 2. Deci va fi 90 supra 2? Cum ai făcut? Am adunat. Nu? Temperatura de aici. Deci ai zis un litru ori 35 de grade. Plus un litru la cât? Ori 55 de grade. Și ai împărțit la 2, pentru că sunt 2 litri. Da. Și atunci este egal cu cât ai spus, cu 45 de grade. Deci temperatura care va rezulta 45 de grade, că place momentul acesta, da? Dar dacă ar fi, hai să vedem așa, ca să pornim ușor să înțelegi bine problema. Putem arunca formula, dar n-am înțeles-o bine. Dar dacă ar fi 2 litri de apă la 35 de grade și 4 litri de apă la 55 de grade, cât va avea amestecul? Ce temperatură va avea? Păi va fi 2 ori 35. Deci, temperatura medie, da. Temperatura medie ponderată, ca hai să-ți spun, asta va fi, înseamnă 2 ori 35 plus 4 ori 55. 4 ori 55. Supra 6. Supra 6, că sunt 6 litri. Aștepți o temperatură mai aproape de cine? 7. De 55? Sau mai aproape de 35? 55. Din ce motiv? Pentru că sunt mai mulți litri cu apă caldă. Vezi? Ne așteptăm undeva să fie aproape de 50. Înseamnă că problema noastră să fie mai aproape de 55. Mai aproape de 55. Da. Vezi că începem să facem legătura cu problema dinainte, da? Ia să vedem dacă așa este. 2 ori 35 face cât aici? 70. 70 plus 4 ori 55. 0. Da. 2. 220 supra 6 și iată face aici 290 supra 6, da. Și vine 29 intră de
de 4 ori. 4 ori, 5 ori. 4, 40 și 40 intră de 6 ori. 6 ori, 6, 36. Da. Iar 40 parcă rămâne? Nu, deci era 40 minus 36, da, tot 40. Deci 4,6 grade în perioadă, da? Asta ar însemna. Vezi, se apropie mai mult de 55, am spus mai devreme. De ce? Pentru că raportul apei calde sau numărul de litri e mai mare. În cazul nostru, hai să ne întoarcem la problema noastră. Păi vom face 12 ori 35. Deci media ponderată a amestecului va fi 12 ori 35 plus... Plus 18 ori 55. Da. Supra... Supra 30. Da. Așa mă trebuie să facem calculele. Așa. 420. Auzi, oare n-am putea scoate de aici un 5 și aici un 6? La fel un 5 și un 6 scoatem 30 un factor? Deci, în loc să facem calculul ăsta, noi nu avem calculator, nu avem, dar avem prezență de spirit și găsim calculele cele mai rapide. Și deci, 30 înseamnă 5 ori 6. 5 ori 6. Și atunci, de unde ar fi din astea două numere? 5 de aici vine. Da. Și 6 de unde ar fi? De aici. Da. Și atunci, scoatem, și aici e 7 ori 5, și aici e 2 ori 6, și 6 ori 5, 30, pe lângă și rămâne 2 ori 7, de acord? Da. 14. Plus. Plus. 55 plus. 3 ori 6 aici. Da, și 55 îl scriu ca... 5 ori? 5 ori 11. 11. 5 ori 6 scoate. Da. L-am scos deja. Și vine 5 plus 33. Plus 5, 3 ori, da, 33. Totul supra 30. Supra 30. Se simte că 30 cu 30. Și va veni 47. 47 de grade. Grade. 47 de grade este temperatura amestecului. Dragilor, sigur că puteam deodată spune vorba de media ponderată, da. Și făceam chestia asta. Rămânea, am aplicat formula, dar iată că elevul cu ce să alege? N-a avut simțul fizic, da? Pentru că n-a înțeles fenomenul, a trebuit să facem o această discuție. Dar eu când am făcut această discuție, nu m-am gândit numai la el, ci m-am gândit la toți prietenii noștri care vor vedea lecția. Deci vezi, trebuie să simți problema și sub aspect fizic, ca să înțelegi ce importanță are formula, de ce importanță are matematica. Deci, altfel, ce ar fi trebuit să faci ca fenomen fizic? Să amestești aceste două cantități, să pui termometru, să măsori și asta e. Dar poți să faci asta fără ca să faci amestecul, fără să-ți propui chestia asta. Ci pur și simplu din calcul. Da? Deci asta înseamnă matematica. Noi nu învățăm matematica așa de dragul de a învăța, ci pentru ca să simțim cum merge, cum ne ducem spre fizică cu aplicații, cum ne ducem spre chimie și așa mai departe. Toate disciplinele. Nu mai vorbesc. Partea tehnică, ingineria și toate chestia astea au foarte multă matematică. Deci matematica este un suport de bază pentru foarte multe discipline. Nu întâmplător eu insist atât de mult cu dezvoltarea părții astea algoritmice, forma asta de gândire la un nivel cât mai jos. Pentru că acum am șansă să dezvolt partea asta creativă și să pot dezvolta, să simți tu de ce trebuie să vezi matematică. Pare așa absurd, pare să vezi așa și formule, ce rost au astea? Au un rost extraordinar, este o chestiune nemaipomenită, dar mergi mai departe. Calculați media aritmetică ponderată a numerelor 4,5. Deci media ponderată, aritmetică ponderată, 4, pentru numerele 4,5, 3,25. Uite, pune pur și virgulă așa. Da, și 11,8, 3 în perioadă. Nu specific.